Bine ați venit la seara noastră cultural-duhovnicească și la întâlnirea cu Părintele Viorel Meghedințu. În jurul acestei teme, Iisus Hristos în creație și în viața noastră. Ca de obicei, ne ridicăm și rostim rugăciunea și binecuvântarea și după aceea... În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tată, Domnul care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de dimineață, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Amin. Trebuie să menționez încă de la început că această seară are o prefață și anume este vorba de seriile culturale pe care le avem la Centrul Cultural Duhovnicesc Sfântul Ierarh Nicolae de la Biserica Prepeții Noi, unde doamna Marilena Rotaru ne face această bucurie de a prezenta acea serie de documentare și interviuri Memoria Exilului Românesc. Într-unul din aceste filmulețe, interviuri, am vizionat și dialogul pe care doamna Marilena Rotaru l-a avut cu Părintele Viorel Meghedințu. Trebuie să spunem că doamna Marilena Rotaru este primul reporter din România care a realizat un reportaj în redacția Europei Libere din München, în decembrie 1990. Și în cadrul serialului a consacrat documentare unor jurnaliști sau colaboratoare a Europei Libere, Monica Lubinescu, Virginia Runca, Paul Goma, dar după aceea mi-am amintit că în perioada studenției, ascultând la Europa Liberă, predicile duminicale era de fapt Părintele Viorel Meghedințu, cel care le rostea. Și în același timp, acea rubrică Lumina creștină, pe care Părintele... Lumea creștină, da? Pe care Părintele a avut-o la Europa Liberă. Lucrurile s-au legat și mai bine în momentul în care, sincer, nu știam prea multe despre Părintele Viorel Meghedințu. Așa cum spuneam, pentru cei mai tineri dintre dumneavoastră, care nu sunteți familiarizați cu predicile din perioada aceea, noi le ascultam cu mare interes la Europa Liberă, înainte de 89. Și trebuie să spunem ceea ce pe mine m-a atras a fost faptul că același părinte Dumitru Stănivoie și-a pus pe cet asupra itinerarului, să zicem, teologic al Părintelui Viorel Meghedințu. De altfel, în această seară am să prezint și ceva din corespondență. Am
Aici am descoperit corespondența cu Părintele Dumitru Stăniloae, dar doar voi prezenta fragmentar câteva îndemnuri ale Părintelui Dumitru Stăniloae. Deci Părintele Viorel Nehedințu a absolvit Facultatea de Teologie din București, continuând pentru 3 ani studiile de doctorat sub îndrumarea Părintelui Dumitru Stăniloae. La repetatele recomandări ale Părintelui Dumitru Stăniloae, Părintele Viorel Nehedințu a obținut o bursă Humboldt la Universitatea din Heidelberg, unde a studiat teologie și filozofie, așa cum se vede și din cartea pe care o avem în față. Însă, ceea ce m-a impresionat a fost să constat din această corespondență purtarea de grijă a Părintelui Stăniloae, care nu s-a oprit la simple recomandări academice, ci a inclus mai ales o atentă lucrare de îndrumare și de încurajare. Iată ce îi transmite Părintele Stăniloae într-o scrisoare inedită tânărului teolog Viorel Nehedințu. București, 14 aprilie 1972. Iubite Viorel Nehedințu, îți mulțumesc pentru urările trimise cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului. Îți doresc și eu, ca lumina și puterea lui Hristos cel Înviat, să-ți înalțe puterile înțelegerii și ale iubirii de Dumnezeu și de ortodoxia noastră românească, să contribuie la înălțarea ei. Cum stai cu teza? Am vorbit cu Slenska, se vede Slenska, da, pe care el îi face și o recenzie, Părintele Dumitru Stăniloae. Am vorbit cu Slenska la București, te lăuda. M-am bucurat și, te-am lăudat și eu. Și tot în același an, o scrisoare din 1973, deci București, 29 decembrie 1973. Dragă Viorel, îți mulțumesc de urările trimise de Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului și de Anul Nou. Îți urez și eu, pentru noul an, tot succesul. Doresc ca acest an să fie hotărător pentru dumneata. M-am bucurat enorm de comunicarea că ai ajuns la ultimul capitol al lucrării. La fel m-a bucurat știrea dată de fratele dumitale, Părintele Sandi, prezent aici, că anul acesta academic este ultimul pe care îl mai faci acolo. E bine să vii până mai trăiește actualul patriarh și până mai sunt eu la doctorat. Să-ți fac referatul la teză. Este vorba de patriarhul Iustinian. Am încrederea că cu pregătirea și cu capacitatea dumitale vei răzbi în scurtă vreme. Dar va trebui să publici la început mereu. Vei fi folosit apoi pentru tot felul de misiuni în relațiile cu bisericile din Germania. Așa că venirea în țară nu va însemna o rupere a contactelor cu străinătatea. E bine să dai doctoratul cu teza dumitale și acolo. Dorindu-ți încă o dată tot succesul și așteptându-te să te întorci, să ajungi la scoaterea teologiei noastre din primitivismul ei scolastic de până acum, de curând, te salut cu toată dragostea, preot Dumitru Stăniloae. În urma acestei perioade de cercetare, deci am ținut și recunosc că m-a sensibilizat această apropiere de Părintele Dumitru Stăniloae, pe care nu știam, și am căutat aceste scrisori. În urma acestei perioade de cercetare, Părintele a obținut titlul de doctor în teologie, Părintele Viorel Nehedințu, cu o teză în limba germană, tratând o temă de teologie ortodoxă, mai exact despre revelație și tradiție în contextul dialogului dintre Biserica Ortodoxă și Luterană. Lucrarea, publicată la o editură de renume din Germania și în sumând 352 de pagini, s-a bucurat de recenzii elogioase. Părintele Viorel Nehedințu și-a continuat activitatea la Universitatea din Heidelberg, în cadrul Institutului Ecumenic, tratând cu studenții teme de teologie ortodoxă și, în același timp, dialogul cu concepțiile protestante. A fost timp de câțiva ani și colaborator al postului de Radio Europa Liberă, așa cum spuneam. De la microfonul radioului, predicile duminicale și nu numai acestea se puteau auzi în toată țara. Și în acest sens putem presupune că Părintele a dat curs îndemnului Părintelui Stăniloae, care într-o scrisoare
datată 31 octombrie 1972, îi transmitea tânărului său student. Deci București, 31 octombrie 1972. Dragă Viorel Mehedințu, îți mulțumesc pentru urările de ziua numelui Sfântul Dumitru. Cum te mai afli cuteza? Abia aștept să o văd terminată și să te văd doctor în teologie. Trebuie să grăbești intrarea într-o răspundere în slujba bisericii ca să folosești elanul tinereții pentru a realiza lucruri mai pline de focul acestei vârste. Cu drag, profesorul Stănin Loae. E adevărat că părintele nu s-a întors, dar, așa cum spuneam, părintele a slujit Biserica Ortodoxă Română mai ales prin acele predici duminicale. În paralel la cererea românilor din exil, a slujit la patru parohii, Frankfurt, Stuttgart și încă alte două, Heilbronn și Heidelberg, da? Timp de 10 ani a făcut parte, ca teolog ortodox, dintr-o comisie de studii teologice ecumenice, alături de teologi din celelalte confesiuni creștine. A participat de asemenea ca referent la dialogul între Biserica Ortodoxă și cea evanghelică din Germania. Într-o țară precum Germania, în care creștinătatea catolică și protestantă deține majoritatea credincioșilor, părintele Viorel Mehedințu a conferențiat în mai multe orașe, căci interesul pentru Biserica și teologia ortodoxă a fost și este deosebit de însemnat. Lucrarea de față a părintele Viorel Mehedințu, publicată la editura Vremea, însumează 505 pagini și este pusă sub semnul Tainei lui Hristos. Autorul remarcând, în mod inspirat, că despre Mântuitorul Hristos s-au scris și se vor mai scrie mii și mii de cărți. Însă niciuna dintre ele și nici toate la un loc nu pot cuprinde în mod desăvârșit profunzimea și frumusețea chipului lui. Am încheiat citatul din lucrare. Cu toate acestea, întâlnirea cu Hristos este decisivă în ceea ce privește viața omului, întrucât în el găsește răspuns la absolut toate problemele vieții sau, cum îi place să spună părintele Mehedințu, tot ce a gândit, a vorbit și a făcut el, Mântuitorul Hristos, i-a fost dedicat eminamente omului. De aceea, acest volum caută să-l familiarizeze sau, am putea spune, să-l refamiliarizeze pe unul modern cu chipul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, folosind mărturia bimilenară a Bisericii Creștine. Întreg parcursul volumului implică așadar o viziune cristocentrică asupra lumii. Mântuitorul Hristos este cel care revelează pe Tatăl și eliberează umanitatea din limitele păcatului, care aduce cu sine suferința, boala și moartea. Dar pentru ca eliberarea dobândită de Hristos prin întrupare, jertfă și înviere să devină realitate, este nevoie și de participarea omului. Și aici părintele parafrazează un pic vorba: numai cine ia parte, are parte. Dincolo era cine are carte, are parte, numai cine ia parte, are parte. Deci, accentuează părintele. Folosind un limbaj adecvat discursului modern, lipsit de expresii de specialitate, dar în același timp lămuritor, părintele Mehedințu caută în 9 capitole să-i facă cunoștință unui contemporan cu principiul și destinația întregii existențe, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru reușita acestui demers, autorul face apel la cele mai recente descoperiri ale științei, fizică, neurologie, neurochimie, etc., și la articulările metafizice care exprimă în cheie, să zicem, materialistă, funcționarea materialist-mecanicistă a lumii și a omului. Apologia dimensiunii cristologice a creației se realizează în paralel cu discursul filozofic-științific actual. Din acest motiv, primele 5 capitole ale volumului au o structură binară, în care primul capitol are valoare de criteriu pentru toate afirmațiile și dezvoltările care urmează, iar
Elementele care descifrează întreaga realitate sunt dragostea lui Dumnezeu pentru om, care culminează în întruparea Fiului Său. Citez. Dragostea adevărată nu se trăiește de la distanță, fără participarea la viața persoanei iubite. Dumnezeu nu ne iubește cu porția, ci din plin. Și nu ne pune condiții când ne iubește. Dragostea adevărată nu se măsoară, nu se porționează, ci se dă din plin și din toată inima. Am încheiat citatul din lucrarea Părintelui. Adresându-se unui auditoriu care se află în permanență în căutarea unor modele după care să-și ordoneze viața, Părintele Viorel Mehedințu îndeamnă în primul capitol al cărții la urmarea lui Hristos, unica personalitate din istoria umană care oferă sens vieții. Citez. Dacă ar fi să menționăm pe cea mai însemnată, mai binefăcătoare personalitate istorică despre care să se poată spune că a așezat într-adevăr lumea aceasta pe noi și trainice temelii, că i-a deschis omului noi orizonturi de viață, i-a descoperit valorile și sensul veritabil al vieții acesteia, că a adus o nouă lumină netrecătoare în lumea aceasta, din perspectiva căreia putem vedea până dincolo de sfârșitul lumii acesteia, ca să ne amintim numai pe acestea, atunci Iisus Hristos ar trebui să fie amintit ca fiind mai presus de orice personalitate istorică ce a existat și va exista pe scena lumii acesteia, pentru că El nu este numai om, ci în același timp și Dumnezeu adevărat. Este deci în lumea aceasta, dar este și mai presus de ea. Am încheiat citatul. Pe acest fundal, capitolele de la 2 la 5 ale cărții reprezintă un dialog modern despre cosmologie și hermeneutica actului științific, despre crearea lumii din iubirea lui Dumnezeu, despre adevărul lui Dumnezeu și al oamenilor. Cu luciditate și migală, Părintele Mehedințu discută în prima parte a cărții despre teoriile referitoare la originea Universului, cum e de la pagina 56, despre timp și despre spațiu, pagina 95, despre matematică, muzică, armonie, pagina 119 și următoarele, despre știință și credință, despre adevărul logic și ontologic la Platon, la Aristotel, la Martin Heidegger sau la Constantin Noica, despre Logosul dumnezeiesc creator și pantocrator, Iisus Hristos, și despre Dumnezeul filozofilor și Dumnezeul revelat. Concluzia este că la început a fost rațiunea Logosului, rațiunea dumnezeiască, cea care le-a plănuit, le-a rânduit și le-a programat în așa fel ca întreaga lume, cu tot ceea ce este în ea, să devină realități potrivit rațiunilor semănate în lucruri de rațiunea supremă, de Logosul dumnezeiesc care le atrage pe toate spre El. Și citez din lucrare, toate creaturile însuflețite și neînsuflețite, toate sunt părți ale unui întreg și niciuna nu există într-o izolare numai pentru sine. Toată creația formează un sistem bine gândit și ordonat de Dumnezeu. Structura ei este relațională. În toată creația este imprimată o ordine și toate se îndreaptă spre un scop. Nu se îndreaptă orbește spre nicăieri. În toată creația există o mișcare irezistibilă și irreversibilă spre o finalitate. Am încheiat citatul. Dar pentru a putea observa această dinamică irezistibilă spre bine, spre frumos, spre adevăr, adică spre Dumnezeu, omul are nevoie să facă eforturi constante de a intui dimensiunea spirituală care stă la baza Universului, spiritul rațional și ordonator. Iar această căutare și descoperire a adevărului nu poate fi făcută cu simple metode analitice, ci presupune întâlnirea și mai presus de toate întâlnirea cu Hristos. Și citez din lucrare, ceea ce caracterizează adevărul creștin în comparație cu cel filozofic, care ca simplă cunoaștere sau ca simplă idee n-are în sine putere de viață, este că cel creștin devine adevăr viu, care de urmat în viață devine adevărul omului. Am încheiat citatul. Dacă în prima parte a cărții sunt stabilite principiile guvernatoare ale vieții și existenței în lume, prin prisma rațiunilor de a exista fundamentată în Iisus Hristos, Fiul Tatălui și Logosul Veșnic, în cea de-a doua parte, capitolele la 6 la 9,
Accentul se mută pe om. Existența acestuia restaurată prin întruparea, jertfa și învierea Mântuitorului Hristos. Sunt abordate teme diverse din teologia creștină, pe alocuri citite în paralel cu rezultatele din domeniul neurologiei și neurofiziologiei, despre conceptul de chip al lui Dumnezeu în om, sufletul, spiritul și identitatea persoanei nemuritoare, creierul și voința liberă, moartea ca începutul unei noi și neapuse vieți, crucea omului și crucea lui Iisus, învierea lui Hristos și învierea omului. La tot pasul am putut remarca efortul părintelui Viorel Mehedințu de a-l face pe unul modern să priceapă șansa formidabilă pe care o aduce Hristos în viața omului și a lumii și chemarea omului de a-și înnoi viața după modelul lui Hristos. Citez? Schimbările ne fac nesiguri. Obișnuințele ne blochează privirea spre alte posibilități și orizonturi. Suntem îndemnați să ne schimbăm viața, nu de formă și în aparență, precum fariseii, ci în adâncul ființei noastre. Iisus Hristos știe cum am putea fi, cum ar trebui să fim, cât ne-am îndepărtat de starea noastră optimală. El știe că dacă rămânem neschimbați, ratăm o mare parte din propria viață. Pierdem multe din posibilitățile de a o trăi mai intens și cu sens. Cu alte cuvinte, trăim numai o parte din ea. Pentru că de la El avem viața, El știe ce mult ne-am putea bucura de ea dacă am ști și am reușit să ne schimbăm, folosindu-ne de energia care ne vine din credința lui Iisus Hristos. În final, remarcă părintele Viorel Mehedințu, citez și cu asta închei, creștinismul dispune de atâta energie spirituală și morală, de atât adevăr de viață, încât l-am putea compara cu proverbialul punct de sprijin al lui Arhimede. Și în acest loc s-ar putea răsturna lumea veche, plină de înșelăciune, de răutate, de nedreptate, de ură, de minciună, de egoism și s-ar putea da la iveală una nouă, o societate reînnoită în care să trăiască și să se bucure toți. Vă mulțumesc pentru răbdare. Și în același timp, cred eu că doar aceste scurte referiri v-au trezit interesul pentru o lucrare care, într-adevăr, reușește să articuleze și este specific acestei lucrări să articuleze științele, neuroștiințele, dar și fizica. Fizica secolului al XX-lea, care a cunoscut fizicieni precum Max Planck, care a crezut în Dumnezeu, Werner Heisenberg, Niels Bohr și așa mai departe. Și apoi, bineînțeles, articularea aceasta cu filozofia existențialistă. Se văd aici, evident, se vede și pe cetea părintele Dumitru Stăniloae, apropo de noima, faptul că de la Sfântul Maxim Mărturisitor învățăm că fiecare element al lumii create are o noimă, mai ales persoanele, și că nu există nimic întâmplător. O vom ruga în continuare pe doamna Silvia Colfescu, director la editura Vremea, să dea o mărturie și în ceea ce privește această lucrare, cum s-a ajuns să fie publicată și în același timp, la fel, în relația cu părintele Viorel Mehedințu. Mulțumesc, părinte! Sfințile voastre, doamnelor, domnilor, e o mare bucurie pentru mine să reprezint aici editura Vremea și să mulțumesc în primul rând Domnului, în al doilea rând împrejurărilor fericite care au făcut ca prin intercesiunea Marilenei Rotaru cartea aceasta să ajungă în colecția, să fie publicată în colecția Fapte, Idei, Documente a editurii Vremea. Așa cum punând într-un vas de cristal o orhidee, reușești să mărești prețul fiecăruia dintre cele două lucruri, tot astfel, apariția acestei cărți în colecția Fapte, Idei, Documente a editurii Vremea, una dintre, aș spune chiar cea mai veche colecție de acest profil de după Revoluție, dă încă o picătură de strălucire în plus
atât colecției cât și cărții. Publicarea acestei cărți ne-a prilejuit trăirea unuia dintre momentele care merită să fie trăite ca editor. Ca editor ai contact cu multe texte, cu multe cărți, cu multe idei, cu multe gânduri. Nu toate sunt de același preț. Cartea Părintelui Mehedințu a fost pentru noi prilej de reflecție, prilej de bucurie și prilej de convingere. De ce spun asta? Cartea Părintelui Mehedințu este o pledoarie pentru conștientizarea rolului pe care îl are în viața noastră și în creație, dumnezeirea. În zilele noastre, puțină lume se gândește la acest rol, puțină lume conștientizează necesitatea credinței, puțină lume are timpul și latitudinea să acorde șansă acestor gânduri. Această carte este ceea ce așteaptă un credincios educat de la oamenii bisericii. Este un edificiu care are o temelie foarte solidă, care este credința, dar liantul necesar care să lege această temelie de restul edificiului este cultura. În această carte găsim imensă credință și o mare cultură. Aliate, acestea dau o lucrare care, în termeni simpli, foarte bine gândiți, foarte expresivi, exprimă exact esența gândului pe care îl trădează Dicnă. Iisus Hristos în creație și în viața noastră. Este un lucru esențial pentru om și un lucru pe care puțin, v-am spus, dintre noi îl conștientizează. O asemenea carte n-ar fi fost posibil să fie scrisă fără o zestre de cultură remarcabilă. Această zestre de cultură remarcabilă pe care o trădează textul acestei cărți este filtrată prin inteligența și prin credința unui om de calitate. De aceea, această carte sunt sigură că va convinge pe foarte mulți dintre cei care o vor lua în mână și vor acorda atenție textului. Mulțumim mult, Părinte, pentru că în sfârșit am avut șansa ca această carte să fie tipărită la noi. Mulțumim, Maria Elena, că te-ai gândit la noi. Mai mult nu merită să spun, pentru că această carte este o încântare să fie citită de la prima la ultima pagină. Așa că n-aș vrea, Părintele a sintetizat ideile principale ale textului, mai mult nu trebuie să vă spun, pentru că este o carte care, încă o dată, merită să fie citită cuvânt cu cuvânt de la prima la ultima pagină. Ea îmbogățește nu numai sufletul, pentru că asta este rolul unei cărți bisericești, dar îmbogățește cultura, îmbogățește o viziune, o lărgește viziunea asupra lumii a oricărui om care citește această carte cu atenție. Vă mulțumesc dumneavoastră care ați luat din timpul dumneavoastră și ați venit aici să asistați la lansarea acestei cărți, care, după părerea mea, ar merita o receptare foarte largă și pentru asta ar trebui ca ea să fie prezentată, să fie prezentă în mâna oamenilor bisericii care să o recomande și să dea credincioșilor un instrument foarte necesar și foarte folositor pentru înțelegerea credinței, așa cum trebuie să fie în zilele noastre. Vă mulțumesc! Doamna Rotaru. Sfințiile voastre, onorată asistență, distinsă asistență,
doamnelor și domnilor. Sunt bucuroasă și emoționată pentru faptul că, iată, există această seară. Eu n-am să vă vorbesc despre carte, o să aveți fiecare bucurie atunci când o veți deschide. Vreau doar să evoc momentul în care eu l-am întâlnit pe Părintele Bucurințu. Zilele trecute, la prima noastră întâlnire la Biserica Precupeții Noi, mă întreba Părintele câți ani sunt de când ne-am cunoscut și am făcut o eroare, așa am spus, 18, de fapt erau atâția ani de la cel de-al doilea film pe care îl făcusem cu Părintele. M-am gândit mai bine și sunt 23 de ani, pentru că în 1997, în septembrie, veneam dintr-o călătorie după niște filmări de la Madrid, la familia lui Chilă Horia, și apoi la Paris cu Monica Rovinescu și Virgilie Runca pentru documentarul Vintilă Horia, și trecând prin Germania m-am oprit la doctorul Mihail Baican, doctorul de suflet al seniorului Coposu, susținător, membru și susținător al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, pe care îl cunoscusem în România și care mă invitase când trec în Germania să-l vizitez. Atunci am răspuns invitației și am fost acasă la doctorul Baican, la Bad Homburg, și am văzut și clinica pe care o avea acolo. La sfârșitul filmărilor și în ultima discuție, m-a întrebat dacă l-am cunoscut pe Părintele Viorel Mehedințu. Nu-l cunoscusem și mi-am exprimat dorința, căutasem, dar probabil că nu suficient de susținut, adresa, nu știam exact unde se află, știam foarte bine emisiunile de la Europa Liberă pe care duminică de duminică le ascultasem. Și doctorul Baican mi-a dat imediat numărul de telefon, mi-a spus mergi la Heidelberg, da, și eu și colegul meu, operatorul cu care eram atunci, ne-am pus pe drum deja, cum se spune. Și în momentul în care l-am sunat pe Părintele să-mi dea niște lămuriri mai precise cu traseul și cu adresa, am avut așa sentimentul că am răsucit butonul și am deschis radioul și înainte sau simultan cu aloul Părintelui, de fapt am auzit zisa Domnul către mine, cum spunea în emisiunile de la Europa Liberă. A doua zi am ajuns la Heidelberg și chiar acasă la Părintele. Aș vrea să vorbim direct, Părinte, să vă spun, deci, că venind acasă la dumneavoastră, am cunoscut un om plin de acțiune, plin de energie, care printre multiplele îndatoriri pe care le avea, între pregătirea unui botez, discuțiile la telefon cu enoriașii din comunitățile pe care și Părintele le-a enumerat, și împărtășirea unui om bolnav, din câte mi-aduc aminte, v-ați făcut timp și ne-ați arătat Heidelbergul, ne-ați spus istoria orașului, ne-ați dus pe celebrul drum al filozofilor, pe urmă la Hotelul Europa Nouă, unde și-a trăit ultimele clipe în voievodul domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Ne-ați rostuit locurile de dormit ale fiecăruia și apoi ne-ați pus la masă. Am spus rugăciunea, împreună ne-am închinat și am început să mâncăm. Făceam și eu asta acasă de mulți ani, pentru că așa mă învățase bunica și mama și țineam aceste rugăciuni numai la masă și întregul labirint al vieții prin care treceam, îl treceam cu rugăciune. Tatăl meu murise de 3 ani, iar mama, fratele și cumnata și soțul meu se adunceau în boli grave. Am întrebat atunci la masă, care este, Părinte, timpul potrivit al rugăciunii? Astăzi știu că n-aș mai fi pus această întrebare, dar ea m-a ajutat atunci să primesc răspunsul pe care l-am primit.
Și mi-ați răspuns atunci, timpul întregii noastre vieți este timpul rugăciunii. Pentru că starea de rugăciune este starea întregii noastre vieți, nu doar momentele. Dacă te rogi numai când te rogi, nu te rogi deloc. Nu știu cum au intrat în mine atunci aceste cuvinte în carne, în sânge, în nervi, în întreaga mea ființă. Poate că și în alte împrejurări, cei cu care mă întâlnisem, Vintilă Horia, ce citisem din Părintele Steinhardt, întâlnirea mea cu Părintele Cleopa și alții, poate mi-au fi spus lucruri asemănătoare sau același lucru. Dar atunci am trăit înțelegerea lor. De fapt, înțelegerea lor m-a dus spre o altă trăire. Și cu toată bucuria acestei întâlniri, cu smerenie și cu respect și cu dragoste, vă mulțumesc. Deși știu, și am să mă întorc acum două zile, deși știu că s-ar putea să gândiți sau pe urmă să-mi spuneți că jumătate din drum în asta l-am făcut eu. Dar eu vă mulțumesc pentru cealaltă jumătate de drum, care pentru mine este un întreg de plin. Peste 5 ani m-am întors la Heidelberg și am făcut interviul pe care o să-l vedem acum, un fragment din acel interviu. Și m-am bucurat foarte mult să văd cu câtă dragoste sunteți înconjurat. De fapt, în întreaga existență a dumneavoastră pe care am putut să o cunosc atunci în casă, cu soția dumneavoastră, cu toate ființele care vă erau aproape și obiectele toate emanau o profundă iubire și o bunătate nemărginită. Și tot atunci am filmat și în biserica de la Frankfurt, Adormirea Maicii Domnului, în care maestru George Emil Crăsnaru a cântat Tatăl nostru. Nu pot să spun altceva decât, Părinte, la mulți ani, să trăiți, să ne trăiți. Să vă rog să stingeți, Adrian, mâinile, așa vom urmări interviul. Nu, putem să așa. Omenea se află în momentul de față și într-o fază de criză. De criză mare spirituală. Asta observăm în comportarea oamenilor, în participarea lor la biserică, în momentul bisericile protestante catolice, participarea nu e prea grozavă. Am văzut catastrofa din apartea comunală de la Limburg și am observat când se întâmplă o astfel de catastrofă, cu câtă forță și dorință revine lumea la Dumnezeu. Parcă avem nevoie din când în când de o zguduire foarte puternică. Pentru că ne dăm seama atunci că fără El nu putem prea mult. Cu El suntem tari, fără El suntem slabi. Și omul nu se poate cunoaște pe sine, propriu-zis bine, dacă nu se cunoaște din perspectiva Evangheliei, din perspectiva lui Dumnezeu. Cunoscându-L pe El, făcând legătura cu El, are ocazia să reflecteze și asupra Lui și să se cunoască pe El mai bine. Vreau să vă dau un exemplu, dacă nu e prea așa lungă discuția, cu fiul risipitor. A fost la tatăl lui acasă, le-a mers foarte bine și l-a văzut că le merge bine, le merge și rău. Că prea mult bine, parcă omul nu poate să poate. Și a plecat acasă. S-a îndepărtat de casa părintească. Dar nu s-a îndepărtat numai geografic, s-a îndepărtat și spiritual. Și când s-a dus, plecând de acasă, e o imagine, a ajuns în situații foarte critice. A ajuns o țară depărtată, singur, se spune că a mâncat într-o criză puternică personală și se spune că la un moment dat și-a venit în sine. Este interesant această expresie că și-a venit în sine, adică până atunci n-a fost în sine, a ieșit din sine. S-a regăsit. S-a regăsit și atunci s-a gândit, s-a hotărât să se întoarcă la Tatălui. De această întoarcere la Tatăl nostru, a tuturora,
am impresia, comunerea chiar, că are nevoie lumea de astăzi. Îndepărtarea de El înseamnă, în mod automat, îndepărtarea de noi înșine. Vreau să vă amintesc de o conferință pe care am ținut anul trecut la expoziția aceea mare internațională la Hanova, care a fost o expoziție tehnică, de natură tehnică. Acolo a fost organizat și un simpozion, organizat însă de budiștii japonezi, finanțați de industria japoneză. Și acolo a fost invitat ca teolog ortodox să vorbesc despre unitate în diversitate. Și au fost foarte mulți profesori de fizică care au tratat această temă și foarte mult în ultima vreme fizica modernă face niște descoperiri care se apropie foarte mult de conștiința noastră ortodoxă, ar vrea să subliniez faptul acesta ortodox, pentru că nu există alte teologie. Unde spune în fizica modernă că totul este energie și că există o interdependență energetică în toate particelele din Univers. În cea mai mică parte se reflectă totul. Este vorba despre, în teoria ortodoxă, despre energiile necreate din teologia Sfântului Grigore Palama. Adică, din Dumnezeu, pornesc aceste energii care sunt necreate, sunt din ființa dumnezeiască, care pătrund tot Universul. Este însemnat de subliniat faptul că fizica modernă, fără să-și dea seama, ajunge la acest punct de întâlnire cu teologia nu în general, ci cu teologia noastră ortodoxă. Că Universul întreg este întrepătruns și susținut de energiile dumnezeiene create. Mi-aduc aminte acum cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul. Sunt niște cuvinte care m-au pus pe gânduri multă vreme. Aceste cuvinte sunt așa: vom fi judecați nu atât pentru răul pe care l-am făcut, cât pentru binele pe care am neglijat să-l facem. Putem să facem fapte rele și nu facem nimic. Pentru că ne întreabă nu numai de ce am făcut rău, ne va întreba și de ceea ce am fi putut să facem. Și de aceea nu există o situație, ca să spun așa, indiferentă. Nu că se spune, Doamne, eu n-am făcut nimic. Ți-ar putea întâmpla să fie așa. Dar, întrebarea mare care te pune, de ce trebuie Domnul de bine? Puteai să faci bine și faptele nefăcute se condamnă. Suntem, deci, nu vreau să spunem, eu mă străduiesc să nu fac rău. Nu e de ajuns. Sunteți preot în comunitățile românești din Heilbronn, Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt. Am observat că este foarte important în România să aibă biserică, să aibă rugăciune, să aibă liturghie și să creadă. Pentru că plecând de acasă, te îndepărtezi de o atmosferă familiară, intimă, cunoscută. Și dacă ei acolo, poate nu s-au dus la biserică, cum au spus foarte mulți, acum au regăsit-o și au descoperit-o, pentru că în biserică, până rugăciunea pe care le facem de pomenire a morților, a vinilor, se restabilește o legătură de comuniune cu cei de acasă, cu cei vii, cu cei morți. Intră, deci, în această tradiție și în această comunie de viață care este și cu vii și cu morți. Dar noi, în biserică, avem legătură cu vii și cu morți și biserica e formată și de vii și de morți. Și pentru români este un centru de trăire, de întâlnire, de apropiere de Dumnezeu și este foarte bine că o fac, pentru că în țara aceasta toate grupurile etnice își păstrează credința și tradițiile lor. Deci ne-a păstrat o șmecita noastră, mai ales că a noastră vine de la începutul creștinismului și nu e nimic mai prejos decât celelalte din țara aceasta. Nu vrem să spunem poate mai mult, că ar fi mai mult, dar e bine să știm faptul acesta și mai ales să știm pentru un alt lucru. Pentru că fiecare din noi are o identitate personală. Și la identitatea aceasta personală aparține cultura, tradiția, familia, credința. Când noi
ne îndepărtăm de credința noastră ortodoxă, de tradițiile noastre, de obiceiurile noastre, ne pierdem o parte însemnată din identitatea personală. Și am observat la mulți care o fac, că după aceea ajung, dacă după împrejurări, și să facă protestanți, să ajungă la secte, sau chiar dacă s-ar putea și ajunge pe aproape să face budiști și intoiști. De asta este foarte însemnat păstrarea acestei identități personale la care aparțin, cum vă spuneam, și credința noastră ortodoxă. La întrebarea unde este Dumnezeu, un teolog celebru a răspuns, acolo unde este lăsat să intre. Dumneavoastră, Părinte Mehedințu, ce răspundeți la întrebarea asta? Înainte de acest răspuns, vreau să vă dau un altul. Dumnezeu este peste tot. Acum și aici, în mijlocul nostru. Dacă este în prezent, este în mod sigur și acum în mijlocul nostru. El intră unde îl lăsăm noi să intre, este adevărat. Dacă sufletul nostru e plin de răutăți, de dușmănie, de invidie și o mulțime altele de natura aceasta, e ocupat. Nu intră acolo. Dar dacă cunoaștem situația în care ne aflăm și am vrea să intre, dacă ieșim în cale, cum a făcut-o Vame și Zaheu, care era destul de păcătos, s-a urcat într-un dud, se spune, la marginea drumului, nu a să se-l vadă pe Iisus Hristos, ci ca să-l vadă Iisus Hristos pe el, și când a luat, i-a spus, Zaheu, coboară-te că vreau să intru în casa ta astăzi. Deci, Dumnezeu, dacă noi ne deschidem inima și avem oarecare pregătire și așteptare a Lui, El vine. Și El poate să vină și mine, nu vrem Lui. Cădătoa intră prin ușile încuiate, cum a început după înviere. Deci Dumnezeu este peste tot. Noi avem nevoie de această întâlnire cu El, mi-am dat aminte de o problemă pe care am avut-o cu Dumnezeu. M-a rugat la El pentru ceva, și nu mi-a dat. Și vreau să vă spun despre ce este vorba. M-a rugat el, când mi-a primit femeia de bun să se plecă în sănătate, să mă ajute să plec. Și n-am plecat. Deși mi-a fost propus de facultate, eram, nu e bine să spun, dar amintesc pe scurt, prin pe listă, și n-am plecat. Și atunci m-am războit, cu Dumnezeu ne putem și certa. Cu respect, dar ne putem certa. Și nu mi-a dat. Și am avut experiența aceasta a rugăciunii care nu este împlinită. Dar Dumnezeu mi-a dat ce m-a rugat atunci, după 3 ani de zile. Și atunci mi-am dat seama că El știa mai bine când se mă dea. Că dacă mă dădea, atunci poate o strica. În sensul că aș proceda, mi-a și rus, poate înapoi, ceea ce n-a fost bine. Și deci ne rugăm, așteptăm, să ne rugăm, să ne dea când și ce crede El că este mai bine și mai potrivit pentru noi.
mulțumim! Mulțumim mult, doamnei Marina Narutaru, pentru acest scurt fragment din filmul Dialogul cu Părintele Bierome Hedințu. Și acum, dacă este întâlnirea cu Părintele Bierome Hedințu, apoi să fie întâlnirea. Deci, Părinte, vă rugăm să le adresați cuvântul întâlnirii. Mai întâi de toate, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, Părinte Profesor Holbea și doamnei Silvia Corfescu, că după prezentările dumneavoastră îmi place și mai mult cartea. Nu știam așa de toate momentele pe care dumneavoastră a știut cu maestrie să le scoate în evidență. Am scris-o odată și a rămas acolo și acum mi-ați adus aminte de multe dintre ele și mai ales mi-ați adus aminte de figura Părintelui Stăniloae. Microfonul mai da. De Părintele Stăniloae care acum un an sau doi de zile cineva de la revista de teologie din București m-a rugat să scriu ceva despre Părintele Stăniloae și am intitulat Părintele și profesor, sau profesorul și părintele, pentru că părintele a fost în egală măsură și părintele și profesorul meu, care mi-a purtat de grijă tot timpul și el s-a gândit foarte bine unde să mă duc. El a studiat în Germania filozofie, teologie și a zis că ar fi foarte bine și pentru mine. Și m-a trimis propriu zis la un alt părinte, la un alt părinte german, care era în felul lui. Cam ca el. Și atunci așa m-am gândit ce bine s-a gândit părintele unde să vin. Și așa am ajuns la Heidelberg și în legătură cu cartea aceasta, ce să vă spun, m-a întrebat cineva că de ce am scris-o. De a ști omul ce ar păți dinainte s-ar feri. Pentru că n-a fost ușor și a durat câtva timp, mai ales că eu n-am lucrat la ea în continuare, ce a trebuit să întrerup mereu, avem trei parohii, pe vremea aceea aveam și Europa Liberă, aveam și parohiile, și predam și la universitate, și mi-a intrat în cap pe vremea aceea că pot să fac trei lucruri dintr-o dată, ceea ce nu este adevărat. O oră are mereu numai 60 de minute. Pentru mine a fost o perioadă foarte frumoasă la Europa Liberă, pentru că am reușit să plătesc ce am primit. Am fost dat afară de la orice fel de școli, numai la teologie am putut să ajungem și în felul acesta, având această libertate totală, mi-am permis să mă folosesc de ea și pot să vă spun că fiecare emisiune a însemnat pentru mine o baie sufletească. Și mai ales am învățat, pentru că am predicat câțiva ani de zile, am învățat să văd că în același text din Sfintele Evanghelii, că la noi se repete textele Evanghelilor în fiecare an, în fiecare an pot să vezi mai mult și mai profund în fiecare text. Că ele sunt inepuizabile, pentru că sunt gândite și formulate de Domnul nostru Iisus Hristos, care a pus în ele toate posibilitățile de care aveam nevoie și toate răspunsurile la ele. În legătură cu această carte, vreau să vă spun că, în primul rând, văd acum imaginea este o icoană și doamna Silvia Corfescu a făcut-o așa ca și când ar fi avut pe Iisus Hristos în fața ei. Așa de viu și de frumos l-a prezentat, că m-am gândit trebuie să se fi întâlnit doamna Corfescu cândva cu Iisus Hristos ca să poată să-L prezinte în forma aceasta.
dumneavoastră, părinte. Da, așa este, icoana mea, este icoana din camera mea. Este făcută de doi pictori, o doamnă și un domn, care mi-au dat acum câțiva ani de zile și pentru că m-am protejat până acum, nici nu m-am gândit să aleg o altă icoană. Și motivul pentru care am scris-o este, cum vă spuneam, am observat la foarte mulți dintre credincioșii noștri că noi credem că știm destul de bine despre Iisus Hristos. Nu este adevărat. Dacă ne întrebăm și ne punem întrebarea ce știm noi despre El, observăm că știm nu mult, ci puțin. Și lucrul acesta descrește cunoașterea Lui în țara din care vine, în Germania, în Biserica Protestantă și Biserica Catolică, sunt emisiuni și mai ales interviuri, întreabă ce sărbătorim noi de Paște. Să uită și nu știu să răspundă. Cum este posibil în ziua de astăzi să nu știi cine este Iisus Hristos? Cum e posibil să citești tot felul de baliverne din tot felul de reviste însemnate și mai puțin însemnate, să-ți împuiesc capul cu astfel de cunoștință și să nu știi cine este Iisus Hristos? Și asta a fost un motiv pentru care m-am gândit că poate interesează pe mulți să afle cine este El. În același timp, confruntându-mă în Germania cu concepția unor neurofiziologi, neurochimiști, care spun că noi nu avem suflet și nici spirit și nici eu nostru personal, conștiința de noi înțeles, sunt cuvinte goale, așa ceva nu există pentru faptul că ei le-au căutat în creier și nu le-au găsit acolo. Deci creierul pentru ei este o materialitate și dacă au căutat greșit, pentru că sufletul, spiritul nostru din natură spirituală și nu poți să le depistezi cu obiecte, cu instrumente medicale, pentru că poți să le cauți acolo cât vrei, dar nu le găsești. Eu credeam că materialismul acesta de care am suferit mai atâta vreme a fost depășit. Și când văd acum oameni de știință care spun lucrul acesta, mă cutremur. Și din cauza aceasta am zis că poate este bine să discutăm capitolul acesta, tema aceasta, sufletul, spiritul nostru, eu nostru personal, identitatea noastră personală. Mi-aduc aminte de o frază pe care o mamă îi spune la copilului lui să învețe, să învețe cu creierul lui. Și el îi spune, nu mamă, nu cu creierul, eu învăț, nu creierul. Pentru că creierul nostru stă sub comanda spiritului nostru, a sufletului nostru. Noi nu primim. Creierul nostru calculează, împarte, face alte operații. Deci dacă ei îl caută în creier, cu siguranță că nu-l găsesc, nu și-a dat însă seama în entuziasmul lor științific că l-a căutat la locul greșit. O altă temă care pe mine m-a preocupat în această carte este problema începutului Universului din punct de vedere științific. Sunt foarte multe studii în această privință și se spune că Universul nostru a luat ființă, imaginați-vă un bob de orez. Și a zis bob de orez, îl faceți de miliarde, de miliarde, de miliarde de ori mic. Așa de mic când nu vă puteți imagina. Și ce a mai rămas din el, puținătatea asta din el, a explodat. Și a făcut explozie așa de mare și cu așa de putere și cu o căldură de miliarde, de miliarde de grade și într-o fracțiune de secunde de miliarde, una mică, și de acolo s-ar fi născut lumea, Universul nostru. Nu știe nimeni ce a fost în el, nu l-a măsurat nimeni, ce combinații s-au întâmplat în acest punct minuscul, dar pot să spună cu gura mare că de aici a început Universul. Și nu a început așa oricum, din întâmplare și din nimic. Două lucruri deodată imposibile, din întâmplare și din nimic. Și noi trebuie să ne mulțumim
cu afirmațiile acestea, adevărul este că sunt o mulțime de alți oameni de știință care contrazic lucrurile acestea. Este un capitol interesant pentru că aflați din capitolul acesta dimensiunile enorme ale Universului, că Soarele nostru, Pământul nostru, intră în Soare, ne imaginăm două baloane, de 1.250.000 de ori. Și Soarele nostru este micuț în comparație cu altele. Și așa mai departe. Și la început este vorba despre locul omului în Univers. Principiul antropic, așa se cheamă. Cât e Universul de mare și cât suntem noi de mici în comparație cu el, omul este în centrul Universului. Noi suntem mai însemnați decât tot Universul. Pentru că Dumnezeu nu l-a făcut pentru el, l-a făcut pentru noi. Principiul acesta antropic ne spune de însemnătatea noastră în nemărginirea acestui Univers. S-ar putea să se mai găsească și alte făpturi pe alte planete. Să presupune deocamdată. Poate să găsească câte vor. Nu vor fi niciuna ca noi. Vor fi altcumva. Dar ca noi, nimeni. Și e bine să știi lucrul acesta, că suntem unici în felul nostru și din punct de vedere științific și suntem mai ales unici pentru că Dumnezeu așa ne-a făcut. În mijlocul acestor creaturi, numai noi suntem aceia care suntem atât de însemnați în Univers, pentru că noi suntem aceia care înțelegem, care gândim, care percepem măreția Lui. Fără această înțelegere a noastră, n-am fi nici noi atât de însemnați în mijlocul lumii acesta. Ce să vă mai spun? Este un capitol însemnat despre moarte. Dar vreau să vă spun, am avut întâlniri cu o mulțime de credincioși prin parohiile mele și mai ales când sunt oamenii mai în vârstă și sunt aproape de moarte, ei și întreb dacă le e frică de moarte. Un domn, un doctor la Frankfurt, s-a uitat la mine zâmbind și a spus: Părinte, am în fața mea o întreagă veșnicie. Nu-i adevărat? Deci cine știe unde se duce, cum este atât de cutremurat ca cel care nu știe. N-am în fața mea o întreagă veșnicie. Un alt domn, pe care l-am întrebat și pe el, suferea de leucemie, nu se mai putea mișca, când l-am întrebat dacă e frică de moarte, s-a apropiat în coadă așa un pic, s-a ridicat sus și a zis: o primești cu pieptul deschis. Asta vă spun dumneavoastră și mie, ca să știm ce facem, cum reacționăm când vom ajunge acolo. Și mai există o expresie românească de care m-am ocupat, o bate în carte. Domne, te trezești mort. Vreau să spun în primul rând că poate să te surprindă moartea foarte repede. Însă are un alt sens. Cum te trezești dacă ești mort? Cum te mai trezești că ești mort? Mai este ceva din tine care știe că tu ești mort. Așa trebuie să înțelegem expresia aceasta. Mai este cineva din noi, când suntem morți, care îmi spune că eu sunt mort. Dar am conștiința, totuși e ceva care ne spune că nu suntem chiar morți. Și trebuie să știm un lucru, că în teologia protestantă și catolică se neagă în ultima vreme că sufletul nostru rămâne necuprins de moarte. În teologia noastră, teza aceasta n-a fost formulată, n-a îndrăznit nimeni să spună că știe dacă sufletul nostru moare, pentru că n-are de unde să știe. Noi știm însă de la Domnul nostru Iisus Hristos, știm că avem în Sfânta Scriptură o mulțime de expresii că sufletul nostru nu moare. Și mai ales, trebuie să știm un lucru, când cineva este în comă și nu mai înțelege absolut nimic. Vorbim cu el sau cu ea și nu mai dă niciun fel de reacție că trăiește. Să vorbim cu ei pentru că înțeleg că ei mai au și suflet. Dacă trupul lor este așa de bolnav, de nu mai poate să mai se miște, rămâne în ei
sufletul lor viu, care însă nu mai poate comunica cu noi, pentru că comunicarea sufletului cu noi se petrece prin mijloacele trupului. Și dacă ele sunt terminate, atunci nu se mai poate. Dar să vorbim cu ei, pentru că aud, înțeleg. Și noi când plecăm din lumea aceasta, nu plecăm cu mâna goală. Identitatea, personalitatea noastră a fiecăruia nu dispare. Și noi când plecăm, plecăm cu sufletul încărcat. De tot ce am văzut, am auzit, am făcut, toate acestea se imprimă în sufletul nostru. Și când ne despărțim de noștri, pe logică ei în sufletele noastre, așa cum și ei rămân în sufletele noastre. Dar când ne despărțim de ei, plecăm cu tot ceea ce am trăit împreună în familie și așa mai departe. Și deci, sufletul nostru nu e chiar de gol, cum se spune, și cum pretind alții că nici nu există, ci noi să știm un lucru, să ne pregătim pentru că sufletele noastre să fie încărcate de toate bunătățile din lumea aceasta. Mi s-a întâmplat odată, într-o grădină foarte frumoasă, cu lalele de primăvară, un câmp de lalele cu tot felul de flori. Venise multă lume să vadă și am întâlnit o familie, venea de la 100 de kilometri să vadă grădina aceasta este vestită. Și întâmplarea face ca să intru în vorbă cu Domnul și care admira această grădină și l-am întrebat, nu-i așa că noi când murim, luăm florile ăștia cu noi? Și el a zis, le luăm pe toate cu noi, culorile pe toate le luăm cu noi. Și l-am provocat, unde le luăm cu noi? Cum? În sufletele noastre. Și unde e sufletul vital al meu? Păi sufletul sunt eu, eu din mine e sufletul meu. Și m-am uitat, nu avea pregătire specială în această credință, dar a intuit foarte bine ce este sufletul în noi. Mai întrebați-vă și dumneavoastră ce să vă mai spun. Că poate aveți întrebări. Am întrebări, catolicii nu cred că nemurirea sufletului, părinte. Da, este un mare teolog, este un mare teolog protestant. Și un preot catolic, cred că, nu știu, mi s-a pare cum spuneți, o mare noutate. Da, este, dacă știți, dacă... Nu-i vorba aici de confesionalism, dar... Nu, sigur că... Este noutate, sunt totuși o persoană care m-a citit, așa că te-o cază. Da, așa este, așa. Și, totuși, atunci catolicii nu-și îmbogățesc sufletul, nu se gândesc, nu și pregătesc pentru lumea care vine? Nu știu dacă se pregătesc, sigur că toți se pregătesc, nu e așa că nu-l pregătesc, însă teologul, un mare teolog, Karl Rahner, pe care l-au citit toți și pe care l-au citesc, spunea că când murim, moare și trupul și sufletul. Și mai au o teorie ei că dacă n-ar muri sufletul nostru, Dumnezeu înseamnă că, pe lângă Dumnezeu, mai este ceva nemuritor. Și vor să apere nemurirea dumnezeiască, necând nemurirea sufletului. Sigur, să facem un apel să treacă absolut toată lumea la ortodoxia. Să aibă sufletul nemuritor. Altfel e o mare tristețe viața noastră. Îmi pare rău. Să nu treacă, lăsați-i acolo unde sunt, că sunt bine la ei. Vă spun acum, există printre preoții noștri și unii care... I-am auzit de la mulți credincioși care duc în bine România și vin înapoi și au vorbit cu preoți ortodoxi și le-am spus să nu cumva să intre într-o biserică catolică. Și ne-au zis, de ce să nu intru? Păi ăștia nu ascultă de noi. Ăștia trebuie să ascultă toți de noi. Da? Imaginați-vă și dumneavoastră cât de modești suntem noi dacă așteptăm că toată lumea se depinde de noi. Și o femeie din parohia mea, de la Stuttgart. A fost în România, asta de vorbă cu un călugă sau cu un preot, și în discuția cu el a spus că soțul e catolic. A zis el, Doamnă, du de acasă repede, de spate de el, că mântuirea dumneavoastră e pierdută. Și a venit, crezând că așa este la mine, să se despace de soțul lui pe care îl cunoșteam, avea o fată, era profesor la liceu, și a spus, Doamnă, eu pe dumneavoastră știu că ești femeie normală la cap, dar părintele n-a fost. Cum se spune așa ceva cu ea? Bineînțeles. Da. Știți ce spun francezii?
Rien ne donne l'idée de l'infini comme la bêtise humaine. Așa este, este un endic, un endic este. Da, da. Ai întrebat, sau? Maica Domnului mântuiește sau miluiește? Maica Domnului miluiește, mântuiește, o face numai Fiul ei. Dar de ce să cântă la Sfântul Născător Dumnezeu mântuiește-ne pe noi? În cărțile noastre, în cântările bisericești, se scrie, care sunt reformate, care sunt noi tipărite, să spunem, miluiește-ne pe noi. Este influența catolică. De unde la catolici, la catolici, există această învățătură care încă nu este venită de toți, corepensie, adică împreună mântuitoare cu Maica Domnului. Dar trebuie să vă spun un lucru. Maica Domnului, când a murit, a rostit următoarele cuvinte. Când a murit Maica ta, a rostit următoarele cuvinte. Iar tu, Fiul meu și Dumnezeul meu, primește sufletul meu. Fiul meu și Dumnezeul meu. Sigur. E foarte clar. De ce însă se uzual această cântare? Nu mai trebuie să vedeți că mi-a făcut. Aș vrea să vă dau totuși un răspuns, pentru că mă simt dator. În Grecia, deci în limba greacă, așa este. Este Hiperagia Teotoche Sosolimas. Sosoi. Nu. Știu, am slujit 6 ani în Grecia, așa că vă spun eu. E o experiență pe care o am. Ce se întâmplă? Acest verb, sofine, nu se referă numai la mântuire. Se referă și la salvare, în sensul în care, să ne amintim când Constantinopolul era înconjurat și a făcut procesiunea cu icoana Maicii Domnului și Maica Domnului, de aici avem acoperământul Maicii Domnului și doar i-a salvat. Deci nu este vorba de coredentrix, cum este la romanul catolici. Pentru că expresia greacă asta e. Hiperarhia Theotokia Sosolimas. Ceea ce la noi poate provoca o confuzie, dar nu este împreună mântuitoare neapărat, însă este salvatoare, Maica Domnului. Este altceva. Dar în limba greacă, dacă mergeți la Atos și peste tot, este Sosolimas. Sozo este salvatoare. Nu este mântuitoare. Cine, când s-a pus problema aceasta, Dan Gordon, care a interpretat greșit verbul Sozo. Da, deci este, cu acest lucru, am avut această discuție, este vorba aici despre salvarea. Ea este salvarea noastră, Maica Domnului, în calitate de mijlocitoare și solitare, dar nu are expresia la Maica Domnului că este mântuitoare, adică locuindu-l să fie co-mântuitoare, sau împreună mântuitoare. Da, îmi place că la Patriarhie cântăreții acolo spun la Sfântul Născător de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În schimb, toți studenții noștri aici, la teologie, la Sfânta Ecaterina, la Sfântul Născător de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Și ne-a spus că să zică miluiește, nu mântuiește. Și mai ceva, la Patriarhie, Efonisul de sfârșit, spune așa, pentru rugăciune Sfinților Părinților, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeu nostru, miluiește. De ce? Miluiește-ne și ne mântuiește. De ce miluiește? Este Ereison Chesosul de masă. Miluiește-ne și mântuiește. Iar ceva. Dar e acolo nu mai miluiește. Nu, nu. Acolo până. Haideți să nu... așa, îl lăsăm în continuare, vă rog, dacă aveți întrebări pentru părintele, pentru că l-avem în mijlocul nostru, pentru mine vreau să vă spun pregătiți dumneavoastră, merg între dumneavoastră, deci dumneavoastră trebuie să puneți o întrebare. Știți ce mi se pare minunat? Este faptul că peste ani retrăim aceeași același moment așa, în care Părintele Dumitru Stănivaie, asta se întâmpla în 1991. Părintele Dumitru Stănivaie, la fel mi-a zis, făceam doctoratul cu Părintele Dumitru Popescu, care revenise în România în 1988.
Și părintele Stănilae mi-a zis, dragul meu, uite, eu am să te recomand, ai două posibilități. Germania, așa cum i-a recomandat părintele Gheorghe Mehedințu, și Grecia. Dar cunoscându-te, cunoscându-ți firea, eu îți recomand să mergi în Grecia. Frăția ta, care ești preot ortodox, vei avea posibilitatea să slujești, nu eram preot, eram diacon, vei avea posibilitatea să slujești liturghia în Grecia, Sfântul Munte Atos este aproape și atunci m-a recomandat unui profesor, este vorba de Nicolaos Matsoukas, profesor de dogmatică la Tesalonic. Dar vedeți că nimic nu e întâmplător, pentru că mă uitam la cărțile, la dedicațiile de pe chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Și eu am dedicații și pe filocalie și pe toate celelalte. Deci iată că Duhul Sfânt, așa, prin Părintele Stăvilae, ne-a întâlnit în această seară și cu atât mai mare este bucuria, de aceea am și început cu acea corespondență pe care, în care Părintele Stăvilae vă îndruma nu numai academic, ci vă îndruma și așa, de așezare în slujba bisericii. Vă rog. O constatare a mea legată de suflet, de sufletul omului, pot să vă aduc la cunoștință în felul următor. La toate cultele de pe planeta asta, avem budismul, hinduismul și celelalte. Sufletul omului se aseamănă la fel ca deci la toate cultele, sufletul seamănă cu o cultură. De exemplu, culturile pe pământ sunt făcute de oameni. Dar cultura lui Dumnezeu arată și mărăcini. Pe pământ găsim mărăcini, spin și pălămidă, zbarul din pământ. În aceste culte care le socotim noi spini, mărăcini, să știți că de acolo albinele culeg mere, albinele fiind îngeri. Vă mulțumesc! Am înțeles. Deci la toate cultele vom găsi și oameni ca în sufletele lor care aduc mere pe pământ. Deci și mărăcinii sunt udați de Dumnezeu. Și din mărăcini se găsește miere. Este o vorbă, zice, că iarba frumoasă crește în mărăcini. Și mărăcinile sunt culturi ale lui Dumnezeu. Da. Mulțumim. Dacă mai există întrebări din sală, Părintele Caraza, profesor, mai este cumva? Sau pleca deja? Vă rog. Părinte profesor, eu sunt aici încă domnul student în zona didactice, în aceste facultăți. Sfinția voastră ați pomenit de acei neurobiologi. Neuroștiințe. Care, în dialog cu Sfinția voastră, vorbeau de faptul că prin tot ceea ce au făcut deși, prin cercetare, chirurgie, etc., etc., nu au găsit sufletul, iubirea și ce n-au mai găsit deși. În dialogul dumneavoastră ați pomenit cumva de Sfântul Luca al Crimeei. Ce alte argumente ați folosit Sfinția voastră dacă ați apurtat un dialog cu dânsii? Despre ce le-ați vorbit? Că sufletul este, iubirea este, chiar dacă dânsii nu le-au văzut deschizând inima și găsind doar sânge, deschizând creierul și găsind o materie inertă, care pentru dânsii nu avea nicio semnificație decât că puteau să mai taie, să mai coasă și cam atât. Deci, o mică croitorie umană. Da, pe blana clientului. M-am făcut înțeles în ceea ce aș fi vrut să aud de la Sfinția voastră la acest moment. E foarte important pentru noi, pentru că inclusiv din aspectele acestea au fost susținut un examen. Eu nu știu dacă am înțeles atât de bine din ce am învățat pentru examen, dar mi se pare nu întâmplător faptul că ne-am întâlnit astăzi.
suntem la o zi de examen pe care am susținut cumva legat și de această temă. Ați reușit la examen? Nu știu, o să vedem la sfârșit. Doamna Comila, acum ce-am făcut? Când am spus treaba asta, a fost un fel de critică la adresa lor. Am înțeles, când dar e... ce am de bazați dacă sunați o critică? Ce ați fi spus dacă i-ați fi avut față în față în dialog, dacă nu l-ați ascultat deja? Pentru că convingerea noastră e că avem suflet. Ce ar însemna omul fără suflet? Ce mai rămâne din el? Fără suflet, fără spirit, fără conștiința de sine? Ce e suflet? Ce este suflet? Da, ce e? Păi, întrebați sufletul din dumneavoastră și vă răspunde. E suflare. Păi e suflare. Dacă e vorba de suflare, când Dumnezeu l-a făcut pe om, se spune că l-a făcut din pământ, ca să înțelegem mai ușor, și a suflat din el, din Dumnezeu. N-a suflat așa cum nu știu unde, suflarea lui Dumnezeu n-a mai fost făcută de undeva, ci a suflat Dumnezeu, a suflat din el în om. Și suflarea aceasta din el este sufletul din noi. Scânteie dumnezeiască. Da. Energie. Scânteie dumnezeiască. Da, vă rugăm. Alte întrebări. Cine vrea să... E lumina din lumină. Lumina din lumină, scânteie din energie. Da. Atunci, cred eu că această seară și-a atins scopul întâlnirii. Pentru mine personal, vă spuneam, pentru că, sincer, părinte profesor, n-am știut de această corespondență cu părintele Stăniloae. Și când am descoperit-o, deci în momentul în care m-a pus în problemă, adică trebuia să spun, să fac un fel de recenzie a cărții, după ce am descoperit, recunosc că după ce am descoperit corespondența, am înțeles și mai bine cartea. Și așa cum spuneam, este o întâlnire providențială. Da, mă bucur de ea. Este o întâlnire providențială în această seară, pentru mine personal. M-am bucurat mult, am recunoscut și stilul părintelui Stăniloae și așa, dar în același timp și stilul dumneavoastră, specific, în virtutea acestei unicități. Mă bucur că pentru dumneavoastră și pentru mine, părintele Stăniloae a fost omul providențial. Da. Pentru că este foarte important să te așezi cineva pe un itinerar. Și așa cum spuneați dumneavoastră, cred că mi-ați spus la biserică, așa am simțit și eu, că părintele Stăniloae era atât de generos, încât mi se părea că exagera atunci când se referea la mine. Așa ați spus și dumneavoastră, că zice, Doamne, mi se pare că... Dar nu, era de fapt generozitatea pe care a reușit Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și mai mult decât atât, părintele Stăniloae avea acest dar. Și anume, de a te asuma integral. Pentru că nimeni nu se poate declara, nimeni nu poate spune că pe unul mai fi mai mult sau pe altul mai puțin. Și pe fiecare dintre noi ne-a iubit integral. Și lucrul acesta este deosebit. Aș vrea să vă mai spun o întâmplare cu părintele Stăniloae, când a fost invitat la o conferință la Regensburg și eram prezent și când a plecat, l-am ajutat la Geamantan, a fost prezent și un poet român care, din păcate, săracul a murit, Gheorghe Pituț, îl chema, poate nu mai știe cineva. Și veneam pe un culoar lung, eu și Pituț înainte și părintele după noi. Și cineva dintre noi, doi, a zis, Doamne ajută la drum. Și în urma noastră, părintele parcă vorbea singur. Și îmi plăgea în ce și spunea, da, să ajute. De ce să mă ajute? Trebuie să ajute. Și a spus-o cu o convingere că trebuie să ajute. El a zis că vrea să ne ajute și atunci să așteptăm că ne ajute. Și m-am uitat, mergea meditând și vorbea singur. Da, să ajute. De ce să ajute? Trebuie să ajute. Dacă noi am putea să spunem același lucru, cu convingerea interioară că Dumnezeu poate să ne și vrea să ne ajute. Și asta mi-a rămas imprimat
Atunci, și vreau să vă spun ce vă părere de altă natură. Am fost invitat la o conferință, undeva la o mănăstire catolică, pe undeva prin munte. Și când m-a văzut, m-a dus, m-a luat în brață și mi-a șoptit la ureche. Ne-am întâlnit aici unde am țărcat dracu copiii. Era pe undeva față de parte, în munte, și nu mai era nimic în prejurul nostru. Sunt câteva momente de natura deosebită cu, de întâlnirea cu Părintele Stăruraie, care rămân neuitate. Din cauza aceasta am și scris aici, pe pagina, aici, în memoria Părintele Stăruraie. Dacă vă uitați, vedeți acolo. Vă mulțumesc că ați venit! Mulțumesc Părintele Profesor Gheorghe. Viorel Conta. Viorel Conta. Căutam și al doilea nume, dar nu l-am găsit repede. Doamna Silvia Viorel. Silvia Colfescu și doamnei Marinela Lotaru, care m-a ajutat să ajung la doamna Colfescu. E nevoie să ai pe cineva care să te arunce la apă. Ca să te ajunge, să te arunce în apă, este o expresie biblică. Când orbul acela s-a dus la Siloam, la scăldătoarea de acolo să intre în apă, că primul care intra se făcea sănătos. Dacă se tulbură. Da. Și atunci, de acolo vine să te aruci cineva în apă, pe românește înseamnă să ai o pilă. Și pila mea a fost doamna Marinela Rotaru, dar doamna director de la Brena, Silvia Colfescu. Vă mulțumesc că m-ați ajutat și m-a ajutat într-un timp record, că vreau să fie cartea terminată înainte de Crăciun, pentru că foarte mulți oameni din parohia mea vreau să o aibă de Crăciun și ați făcut tot posibilul ca să ajungă până acolo. În mod deosebit, vreau să... O grabă drăcească. Mulțumesc în mod deosebit doamnei din doamna Ionescu, care a fost prima care s-a uitat din carte și care a făcut curățenie. Au fost multe lucruri pentru toată atenția și strădania, care n-a fost deloc ușor. Vă mulțumesc în mod deosebit, doamna Vitor Ionescu. Mulțumim și noi din partea facultății părintelui Părintele Viorel Mehedinsu, Părintele Profesor. Ne bucurăm că avem amintiri, ne bucurăm că la Europa Liberă, după ce am făcut legătura, nu mai aminteam așa și apoi când am Marinela Rotaru, în primăvară, nu știu când am avut noi cu personalități ale exilului românesc, atunci am urmărit acest dialog integral și atunci am făcut legătura cu predicile de la Europa Liberă. Și iată această descoperire a unui om providențial care ne-a așezat pe itinerarul teologic. Mulțumim mult doamnei Marinela Rotaru. Și ne bucurăm că seriile culturale de la parohia Trecuteții Noi se primele. De la început, fiind Grăgori a fost la Trecuteții Noi, am venit la facultate. Cu Părintele Viorel Mehedinsu la fel, de la Trecuteții Noi am venit la facultate și ne avem pentru că doamna Marinela este un patrimoniu și ne bucurăm că este în biserica noastră. Mulțumim! Nu sunteți subiectul, dar sunteți cea care... Fermentul, da. Așa, mulțumim doamnei Silvia Colfescu pentru editarea acestei lucrări deosebite, minunate. Vă mulțumim dumneavoastră și vă rugăm, vă invităm în același timp, cei care doriți, să avem aici cartea pentru autograf. Pentru rugăciunea și după aceea venim pentru autograf. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Cu mine este cu adevărat să te fericim pe tine. Născătoare de Dumnezeu, cea bună.